În familia vorbelor bune de ani buni este o prezență feminină frumoasă, o voce nemaipomenită și care în ultima perioadă lansează videoclip după videoclip. Care este cea mai mare bogăție a unui artist? Exact, muzica și producția video pe care o are în palmaresul său. La acest capitol, Tatiana Martin are cu ce se mândri. Câte videoclipuri are la număr? Haideți să aflăm împreună din următorul reportaj. Tatiana Martin este interpreta care știe să pună în valoare frumosul, tradițiile și muzica autentică moldovenească. Asta ne-am convins de nenumărate ori prin lansările pe care le face. Ținutele populare sunt un element prezent cu sfințenie și pe care le poartă cu mândrie în clipul Azi în sat e joc, asortat cu diverse accesorii ce scot și mai mult în evidență aparițiile sale. Știu că ți-ai stai inimă să mă apai cu găneata, nu te-ai dat la alta. Ia-mă, bătiță din mână, hai că știu că ți-ai stai inimă. Împreună cu formația Moldovlasca, admirăm o producție emoționantă intitulată Luminiță Lampă Mică, în care sunt prezenți mulți actori de valoare. Ca și ție placăra, luminiță, lampă mică. Măiculița mea înstrăinată, în colaborare cu orchestra fraților Advahov, este încă o piesă care trezește sentimente puternice. Măiculița mea înstrăinată, iar pornești la drum lacrimată. Banii-n viață nu-ți ajung cât lumea. Ținute excepționale, peisaje de îți taie respirația, toate adunate în doina, inimă câte ai de tras. Putem să nu menționăm și colindele lansate în preajma sărbătorilor de iarnă, cu imagini pline de culoare. Sfânt Hristos, bună seara lui Crăciun! Minunate și emoționante trăiri reușește să transmită interpreta, iar noi așteptăm în continuare premiere și lansări frumoase. Gazda sănătoasă sunt eu, iar ea este artista voioasă care în ultima perioadă bucură publicul și televiziunile cu videoclipuri de calitate. Te salutăm, Tatiana, și ne bucurăm că ești alături de noi. Am înviat și bine v-am găsit. Adevărat, am înviat. N-am scăpat niciunul? Toate videoclipurile le-am pus? Mai sunt câteva. Mai sunt câteva? Mai sunt, da. Fiindcă anii ăștia chiar au fost așa plini pentru mine. Am scos multe melodii, multe videoclipuri. Am muncit mult. Ai muncit mult totuși, ai muncit mult la producție, la a produce melodii, la a produce videoclipuri. Înainte erai mai mult pe la evenimente. Da, eram mai mult pe la evenimente, dar am zis că ar trebui să mă promovez mai mult și, de fapt, și mulți colegi cu care lucram pe la evenimente spuneau: Tatiana, ar fi bine să te promovezi, să te cunoască lumea, fiindcă meriți și tot așa. În această seară, că nu degeaba ai venit tu la noi, să te lăudăm cât ești de productivă. Să mă laud și eu cu produsul meu. Da, să te lauzi și cu ceva nou. Da, așa este. De curând am lansat un produs nou, Măiculița mea străinată, pe o temă actuală, din păcate, tema străinătății. Și n-am putut ca să nu fac și un video, să nu fac un videoclip la această melodie superbă. Vedem și acum imagini din spatele filmărilor. Ai avut multe ținute. Da, am avut mai multe și Portul Național și am avut și altfel așa un pic de ținute, să apar cumva mai diferit. De fapt, sunt ideile lui Victoria și cumva și ea se străduie ca să apar și eu permanent, să fiu diferită, să fiu altfel, ca să fiu interesant pentru public. Nu înțelegem ce se întâmplă acolo cu casa aia. Casa aia e trasă, e ținută, e o bucată de casă.
Da, de fapt este dorul, știi? Copiii trag dorul mama acasă, mamei. Dorul mamei acasă. Dar din păcate, știi cum, mamele se duc tot pentru copii ca să le ofere un trai mai bun, și dar copiii suferă, ce să facem? Da, din păcate asta da, este. Generația copiilor după 2000 încoace sunt foarte mulți copii sau deja maturi nefericiți pentru că la rândul lor poate au avut un pic mai bunuțe haine sau un pic mai bine de mâncare. Da, ne oferă mâncare. Posibilități, mai străinătate, mai multe posibilități, dar așa ne ia din dragostea de mamă și... Asta este. N-avem ce fuge. Asta este situația. Cum ai convins-o tu pe mama ta să se întoarcă? Sau singurica a decis? Da, mamica, mă rog, s-a dus și ea să guste acum mai la bătrânețe. A fost câțiva ani, dar cumva circula, nu stătea mult timp. Dar a prins o pandemie acolo și sufeream și eu aici și ea acolo. De acolo și s-a născut această melodie. Linia melodică a fost scrisă de mine, textul Cătălina Lungu, și îi mulțumesc Cătălinei, fiindcă fiecare dată îmi pătrunde în sufletelul meu și îmi face anume ce doresc eu, ce-mi dorește inimioara. Ești mulțumită de videoclip? Ai plâns când l-ai văzut? Da, e cum să nu, și chiar mi-a fost și greu un pic la filmări, fiindcă a fost și mama cu mine acolo și așa a fost un pic mai emoționant. Cred că au curs și roaie de lacrimi și la filmări, și la montaj, și la vizionare. Au curs mai multe lacrimi când a fost născută această melodie. Să știi că nu puteam să o cânt fără să scap o lacrimă. Și mama era acolo plecată și eu îi cântam melodia. Mă rog, asta este. Din realitate se nasc versuri, din realitate se nasc melodii. E adevărat, nu avem ce face, trăim cumva o dramă întreaga noastră națiune. Societăți. Copii cu dor de mamă și mamă sau tată cu dor de copii, exact. Aici, pentru că nu suferă doar o parte, suferă ambele părți. Ai reușit să pui acest dor de mamă într-o melodie, într-un videoclip frumos și vrem în aceste momente să vi-l prezentăm și vouă celor de acasă. Sperăm că pe această notă, poate puțin mai nostalgică, mai melancolică, să prețuiți ce aveți acum sau să faceți totul ca să vă întoarceți părinții acasă sau voi să veniți cât mai des la părinți, pentru că în asta este sensul vieții noastre. Vedem în aceste momente videoclipul Tatianei Martin, Măiculița mea înstrăinată. Pe pământ își duce, dar pe grucea mamii mele s-au pus drumuri lungi și grele. Măiculița mea înstrăinată, iar pornești la drum lăcrimată.
de vino mai cuță acasă. Tu ești sărbătoarea noastră, mai culița mea înstrăinată. Iar pornești la drum lacrimată. Mama, nu mai pun.